Nu putea să treacă vara fără să facă fratele vostru un clip cu Pepen. Bineînțeles, știți că asta este tradiția canalului, ca să zic așa. Și în caz de vedeți ceva ciudat la buza mea aici, dacă vii mai aproape, e puțin umflată, mi-a ieșit un herpes din ăsta și aia, mă dau cu alefie, sper să-mi treacă în câteva zile, că mă enervează rău de tot. Am vrut să fac intro de afară ca să vedeți și voi cum bate vântul, cel puțin acum cât de cât s-a oprit, stai așa că vine o mașină. A, ok, nu trece pe aici. Vreau să zic că bate vântul destul de tare. Se vede acolo. Și deși afară e cald, bate vântul destul de tare, nu putem să filmăm că nu prea se aude cum trebuie pe filmare. Și are reprize din astea. Când bate vântul, când se oprește, și când bate rafală din aia puternică. Da, rafală din aia nașpa puternică, așa că suntem nevoiți să facem clipul ăsta în casă. Sperăm să nu facem pe pereți numai pepene. Ia uite. Uite și tu. Uite, a început. Ce are, ești nebun la cap, așa că hai să mergem acasă și hai să-i dăm drumul la video. Știi ce vom face? Iei tu un pepene, eu un pepene și vom pune elastice pe pepene. Okay. Și la primul care explodează, ca să zic așa, okay, se rupe, ăla câștigă. Pui tu 750 lei și eu 750 lei. Ce zici? Okay. Te bagi? Da, jumate, jumate. Și la cine explodează, câștigă 1500 de lei. Și dacă nu iei un pepene din ăsta mai repede din mână, pe bunii că nu mai pot dispate, sincer să zic așa, că ajută-mă puțin, că nu mai pot. Bă, dar nu scăpa pe jos. Gata, frate. Aia zic. Revenim din casă. 750, am și aici tot 750, ai venit cu din ăștia mărunți așa, numai de 50. Ai luat să iau eu înapoi, dacă nu-ți convine. Nu, lasă așa, lasă așa, lasă așa, lasă așa. Vrei să știu mă argumentei? 750, pune aici, lasă aici. Îți clau un număr, trebuie să fie 1500, da? Da, frate. Vrei să facem piatră farfă hârtie, pentru că ăsta este puțin mai mic, ăsta e, adică ăsta e mai mare decât ăsta, puțin așa. Vrei să facem și ca să alegem pepeni? Da, cum vrei, mi-e indiferent. Hai bine. Alegi. Ăsta mai mic. Ăla mai mic? Ăsta mai mic. Ok. Toate că e posibil ca un pic mai mic să fie mai țeapăn așa, da. Hai. Deci tu l-ai luat pe ăsta, iar aici avem elastice, câte 6 pungi de fiecare, ca să, să fie ok. Fiecare da, cu elasticele lui, ca să n-aud comentarii, că treaba bă, că aia mai avut mai multe, că nu știu ce. În momentul ăsta îi dăm drumul la treabă, care a pocnit, a câștigat. Și ce zic? Fiecare cu tactica lui, singura regulă, ca să zic așa, nu ai voie să apeși pe pepeni gen așa, știi? Da, să te apeși pe el, să-l strivezi, să faci chestii de genul ăsta. Sau nu știu. Aia zic, aș început fraierul, n-am, m-a lăsat să vorbesc și bineînțeles că unea sărit. Oricum, nu vreau să vă zic cât e ceasul. 4. Ești pregătit, da? Să ne apuce ora 8 până punem ăstea, ca să pocnească. Nu știu. Stai cu minte că n-ai tu experiența lui fratele tău nebunule. Nu există vară să nu fac un video cu așa ceva. Zilele trecute am primit pe Instagram. Bogdan, a venit vara, unii hai, da, clipul cu pepenele. Gata, tată, mergem la piață, am căutat pepenii. Am luat. Ah. Hai că am experiență. Hai mă, că acum te-ai laudat de te-ai rupt. Hai. De ăsta am luat și n-aș pașa, de ăla ai luat tu pe ăla. Bulangiule, că ăsta meu nici nu stă în picioare. Băi, am câștigat, auzi, bulangiule. Uite-mă, nici nu stă în picioare. Băi, am câștigat. Mi-au ieșit toate astea. Am câștigat, mă? Da, mă, l-ai câștigat, mă. Păi, știi. Mi-aduc ceva, mă, să pun aici sub pepene. Da, ca ce? Să-mi stea drept. Nu știu, găsesc eu acum. Nu mă interesează, să o pun în continuare. Nu da, frate, pune, am zis eu ceva, nu nicio problemă. Ce te zic așa? Vreau să zic, am adus un capac din ăsta de la o apă. Că a câștigat din cauza aia, că a făcut copac. Ce am? Uite, am pus capac să stea pepele, că mi-a nu stă nici drept. Da, mă, și treaba are asta cu câștigatul. Știu eu cum. Bă, da, ăștia m-a distrus pe mine. Hai, că stă de să rupi cu capacul ce am făcut eu. Tu îl învârți mai rău de fiecare dată când pui din ăsta nou. Și cum să fac, mă, frate? Băi, dar și când o pocni ăsta acum și o face pe tavan pe aici, mâncava și gura voastră, de nu dau cu vară după cinele în jos, uitați-vă în coala mine. Dar nici vremea de afară, ba, bate vântul, ba, băi, te oprește. Băi, ce urât. E cald, deci, cât erau, 38 de grade arta? 38 de grade, mâncava și gura voastră. Doar că acum bate vântul, dar bate, nu se încurcă. După aia iar stă, iar bate, iar stă. Are așa câte 2-3 minute, iar încep, iar... Ia. Băi, dă-l în colbul pepenii, că era măsluit, era crăpat, era ceva. S-a speriat fraierul. N-avea cum, ești nebun la cap, deja gata, dar ce pepene ai luat? Mă știu, nu mai stau. Ce faci, tu urci pe mine, ce vrei să faci? M-am cocoțat-o pe pată asta, m-am încârligat în ăsta aici. Eu bag 10, frate. Băi, da, 100 odată am văzut, ai pus. Ce a fost asta? M-a înțepat aici, așa. Și-a făcut așa? Da, m-a înțepat aici, pe mâni. Na, stai cu minte. Așa se face. Eee,
fraierul a început, el nu poate, el în sânge, el nu poate să abține, eu vă zic. El are raft, el așa e, construit. El nu poate. N-a fost cu rea intenții. A fost eu alea că era intenții. Noroc, trebuie să fiu aia, vezi? Eu practic când fac un challenge, eu fac două. Și unul adică că-mi pune ăsta elastice. Vezi că la mine nu-i la fel. Nu, frate, am făcut să mor, uite, de când am dat drum. Am făcut ceva? Nu, cine da, a instigat? Păi, dar cine a instigat, frate, la panaramă? Dar n-am făcut, am făcut așa, uite. Când te mănâncă spatele, nu faci așa din umeri. Cu podul palmelor direct pe mijlocul pe. Așa m-a prins, uite, cum aș fi acum aici, știi? Păi și pe mine mă enervează, că dacă îi dau una la... Nu le mai dat jos din ele. Da, m-am dat. Deci, arta fraierul 50 odată avea în mână. Așa am arătat un mănânghi. Dar dai, mă, e bine, poți să fii atent. Nu le bași pe fălea niciodată. Dar ce pierde timp ca să-i demonstrezi și cui? Păi arată-mi dacă e șmecher, ia să văd. Șmecheria e șmecheria, arată-i de la lume dacă e șmecher. Eu pierd pe banii mei, pierd timpul ăsta așa și nu, nu e combinat și mă arătește aici dacă se poate. Da, sunt mort. Sunt mort? Da. Pune urechea. Poate-mi bubui în cap. Pune-mi urechea că nu se aude nimic. Bă, ce m-am căcat. Bă, ești prost tare. Vai, ce m-am speriat. Bă, du-te dreacu de prost care ești un prost. Dar chiar se auzea, pe bun. Dar se aude mă la fraier, ia. Dacă vouă vă place pepenele cu pâine, dacă mâncați pepene cu pâine, combinația asta, și am mai auzit eu astăzi o combinație, pepene cu pâine și cu brânză. Asta cu brânză n-am încercat-o niciodată, dar pepene cu pâine mereu am mâncat, așa de când sunt mic. Și în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați dat de ziua mea în comentarii, acolo și pe Instagram și peste tot am avut. Bă, nu că sute, bă, mii de mesaje, frate. Vă iubesc, și, forțe, frate. Vă iubesc și vă mulțumesc din suflet, chiar mi-ați făcut ziua mai bună și chiar le-am citit pe toate, am dat inimioară ca de fiecare dat cum fac la fiecare clip. Doar că... Fraierul ăsta a luat-o în față, că eu m-am luat aici cu poveștile cu voi să vă mai zic una alta și el n-a mai zis nimic ca fraierul, bineînțeles că așa faci mereu, mă lasă pe mine să vorbesc. Dar oricum eram înainte. Mâncam v-aș gura voastră și cu pepenii voștri. Ce vrei, frate, asta e tradiția canalului când vine vara. Am lăsat să aici. Vezi, dar se vede și pe aici. Nu știu dacă se vede. Aici se vede cel mai mult. Aici se vede cel mai mult. S-a strâns așa la mijloc. La treapă unde era aici. Ia două adute de aici. Uite cu alea nebune, uite una, două, trei. Trei, mă? Mamă, trei a băgat fraierul, ești prost la cap, nu vin să cred. Asta e a treia, ce-i pe masă acum. Ce, mă? Bă, dacă un capac badane acum, cum a ajuns ăsta aici? Care, mă? Eee, dacă nu... Băi, nu, mă, ce, mă, bă, banii, dar nu știu cum, ce s-a întâmplat? Ia, stai, pauză. S-a prins de astea, de elasticile astea. Băi, păcătoase mai sunt elasticile astea. 3, 4, 5, 6... Făceam răcea să mă ducă. Observ aici niște neregularități. Mamă, cum faci, am eu mâncația și urecta. Cum faci? Bă, bune, pune urechea să vezi, fără catering. Băi, auzi cum faci? Ei, bine, mă, dar... Băi, puteam... Băi, nu, cum făceam eu, frate. Băi, puteam să-și jur, dar el știe ce face așa, nu? Pierdu prea răuși, nu mai care de banii ăia să distrezi. Că îl văd, îl citesc pe-n părere. Dar de ce dai așa cum le-am așezat, le-am așezat. Erau prea sus. M-ai apucat de la ajută la rog, nu fii prea sus. Lasă moarte, pungile. Am dat pungile. Lasă pungile aici. Uite cum mă încurcau ele acum acolo. Băi, pungile. Nu mai da, mă. Gata, nu mai da. Ritim, Pablo. Băi, pungile. Faci gata. Bă, dar nu poți să mă furi pe mine așa pe față, ești prost? Ia! Mi s-a părcat prit așa odată. Mergem înainte, băieți și fete! Trage-te alea de elasticile. Da, mă, numai asta te-am ajutat eu pe tine acum, să trage elasticile alea.
asta. Hai, poate, de mâine. Ia bă, o leac de pauză, frate, că nu-i bine, că poate să-ți vină rău mâncați ești, frate, că e cald afară, mai stai o leac, mai stai vreo jumătate de oră, așa. Jumătate de oră mai stai. Mă lași cu sol. Stai jumătate de oră, frate, că-ți vine rău, dar... Iată, ia bea o gură de apă, că mi-e milă de tine, pe bun. Mersi. Mai aduc ceva? Da. Vreo încad, ce? Mai stai mâncați ești, frate, că-ți vine rău. Gata. Vine rău la băie. Da. Ia, ia, fă pauzele. Ce pauze să fac? Că ce? Vreau să văd dacă se sparge sau nu. Oricum îl bat și cu punga aia și fără punga aia. Vezi că am trecut pe 500, acum merg pe 500 ce e aici. Cât e elastic ce ai pus atâția banii? Hai, și știi cum facem? Ah. Tu dai ăsta și le iei și le numeri așa câte unul și îmi zice exact câte am. Cât să stau o săptămână pe număr elasticile. Păi vezi? Păi vezi? M-a căcat pe mine! Băi, nu-mi vine să cred, m-a căcat pe mine! Băi, nu! Băi, da, le facem pe casă! Ce-am făcut pe acasă să mă bată mama, domnule! Băi, uitați-vă puțin ce-i pe Bernard! Bă, uite ce-i pompași pe perez, domnule! Uite ce-i pe mine! Stai că mi-am treabă, acum trebuie să plec. Bă, ce-a făcut în capă? Ce-a făcut în capă? În capă aș gura voastră, apăsați butonul de like, ce o să vedeți acum pe în casă. Ce-a durat clipul ăsta, nu știu, 15, 14 minute, 12 minute, cât o să vadă ei. Noi am stat, mai mult. Dar cât o să facem... Oi, l-o până pe geamuri încolo, a sărit, mâncați-a și gura, fiate. Doamne, uite puțin, uitați-vă puțin. Pe la Pavlo, pe ce ce-i pe supern. Oi, uitați-vă pe ăsta, pe burete, pe pereți, pe ușă, pe tablou. Da, uitați-vă pe aici, am mâncat aș gura voastră, ce am făcut. Uitați-vă puțin. Bă, mâncați aș gura ta bine când a sărit pe ăstea deloc, pe butoane și nimic. Bă, dar ce pe aici nu-mi vine să crem, mâncați aș gura ta. Vai, viața mea, uite cât au avut fraierul. Fai, ce gugulei de la s-a făcut. Mama mea, Danule. Nu pleci nicăieri, că îți rup capul. Am de treabă, Badan, chiar acum uite și un sfert. Da, hai mă, lasă. Hai mă, lasă-mă în pace. Bine, plași 20 și-a plec. Vai de mine. Deci s-a stricat undeva la vreo 450 de... De elastici. De elastici. Aproape 500. Îți dai seama? Ba nu! Mai mult, mai 500, mult, la 600 aproape. Da, la 500 și ceva de bani. Că ai deschis punga 6 cum ar veni, adică 600 erau. Ce să zic mă frate, așa stau și închei vlogul de aici. Apăsați butonul de like acolo în forță, mi-a luat fraierul banii. Măcar să facem, nu știu, 60.000 de like-uri forță. Cam asta a fost, v-am pupat am și par, bă, frate. Ne vedem la următorul vlog. Am făcut și am ținut cont, adică de asta, zi mă frate, nu știu să mai vorbesc. De tradiția canalului, am ținut cont și cam fiecare an vedeți și voi ce am făcut. V-am pupat și ne vedem la următorul vlog. Pa, pa!